sunt confirmate de raportul Comisiei de Control. Faptul că au fost prezenți în insule Seychelles, este confirmată prezența împreună în Italia, la Toscana. De asemenea, este confirmată prezența doamnei Coldea împreună cu doamna Ghiță la Paris, la Disneyland. Din informațiile date de Comisia de Control, rezultă că familia Coldea, domnul general și doamna colonel Coldea, au prezentat documente justificative cu privire la suportarea de către dânsii a cheltuielilor ocazionate de aceste deplasări. Respectiv, s-au prezentat facturi și chitanțe. A fost verificată și domnul Coldea și doamna Coldea au dat relații, au prezentat documente, au fost mai multe audieri făcute de Comisia Internă din cadrul Serviciului Român de Informații. Ce s-a stabilit în cazul doamnei Coldea? Mai este în funcția pe care o avea înainte? Concluzia Comisiei de Control este aceeași, că n-au fost încălcate prevederile legale și normele interne. Vin eu și spun că cel puțin avem o problemă de raportare deontologică din perspectiva relațiilor unui ofițer de informații, a unui colonel din Serviciul Român de Informații cu un membru al Comisiei de Control a Serviciului Român de Informații. Dacă domnul Ghiț ar fi aici, cred că ar fi util să fie audiat de Comisia de Control Parlamentar. Domnul Coldea, am putea ajunge la concluzia, după ce analizăm toate datele, ar putea fi chemat pentru audiere la Comisia de Control Parlamentar. Domnul Victor Ponta ar putea fi, de asemenea, nu, pentru că s-a făcut referire la domnia sa legat de mai multe subiecte, chemat la Comisia de Control Parlamentar. Am dispus adoptarea unui cod de etică profesională a angajaților Serviciului Român de Informații, ce va fi în câteva zile publicat și în Monitorul Oficial, pentru a norma transparent conduita în activitatea angajaților noștri. Bine, v-am găsit. Acești domni pe care i-ați văzut, foarte ritoși, da, foarte serioși la prima vedere, vor să-și bată joc de noi. Cei care conduc instituțiile de forță ale statului, cei care conduc Comisia de Control a Serviciului Român de Informații, repet, vor să-și bată joc de noi. Eu personal nu vreau să fiu luat de fraier, nu vreau să fiu luat de prost. De aceea, în seara asta o să demontăm, rând pe rând, tot teatrul ieftin de astăzi, toată butaforia în jurul audierilor de la Comisia de Control a SRI. Ceea ce am văzut astăzi, îmi e în miroase momentul de față, am ușamalizare. Cel puțin, cum să spun eu, am certitudinea asta pe cel puțin două, trei elemente clare. Da? Îi salut pe invitații mei, Daniel Florea, fost ofițer SRI de contrainformații. Bună seara! Bună seara! Daniel Florea, Dan Andronic, director al evenimentului zilei. Bună seara, domnule Andronic. Bună seara. Și Marius Pieleanu. Bună seara. Sociolog. Domnule ofițer, retragere, da? Retras cu forța, în rezervă, da? Ce a fost asta în seara asta? Păi, din ce am văzut din materialul prezentat dumneavoastră, informații de interes public care s-au discutat în secret. Da? Păi așa cum rezultă. Cum e chestia asta? Păi domnul Helvig a venit cu 4 genți. 6. Mă rog, eu am văzut 4 în prima fază. 2. Probabil 2 erau la altcineva. Nu știu cum le-a transportat până la Parlament și cum a intrat cu ele acolo, cum s-au discutat în acele spații care sunt teoretic neclasificate, nu sunt spații, zone de securitate clasa 1, cum am mai explicat la postul noastră. A discutat cu membrii comisiei despre niște documente care teoretic ar fi clasificate, iar domnul Țuțuianu a venit și a prezentat câteva vorbe de unde rezultă că l-a crezut pe cuvânt pe domnul Helvig. Probabil și pe ceilalți ofițeri din cadrul SRI. Azi audierile vor continua. Vor continua, dar nu știu ce s-a discutat. Cam asta e pe scurt ce am văzut eu și sunt uimit că a plecat cu stângul din punctul meu de vedere și comisia și audierea domnului Helvig. Nici nu vreau să pară că căutăm tot timpul nod în papură. Corect. Deși cam asta da, aici sunt fotografiile cu cele două genți care au venit ulterior, așadar 4 plus 2 genți, 6 genți de documente au fost descărcate astăzi în Comisia de Control a SRI. Dan Andronic, să începem cu începutul. Practic, dezvăluirile lui Sebastian Ghiță sunt confirmate.
de Comisia de Control a SRI, de fapt de controlul intern al SRI. Mă refer la celebrele întâlniri, da? Celebrele și vacanțe. Vacanțe, că deocamdată de întâlniri... Vacanțe, mai exact, da? N-am auzit să fi confirmat cu antenele CIA și așa mai departe. Așa. Deși... Și ăsta ar fi putut fi, și cred că a fost un subiect de discuție, că înțeleg că audierea a durat foarte multe ore fără pauză. În mod normal trebuiau luate toate afirmațiile care priveau SRI-ul, pentru că dacă în cazul vacanțelor avem așa o situație de cancan, în cazul... Păi nu e cancan. I-am spus, mi se pare oricum mult mai ușoare decât întâlnirile din casele conspirative ale... SRI-ului K2, K4 și T14. Pentru că acolo, dacă vreți, pătrunde foarte puțină lume. Dar dacă îmi permiteți pe chestia asta, că toată lumea vehiculează că sunt case conspirative. Dacă erau case conspirative, atunci sunt evenimente contrainformative. Ori eu nu cred că sunt case conspirative. Eu n-am văzut nicio plăcuță la poartă care să spună că e sediu SRI-ului acolo. Păi nu e obligatoriu. Dar, Andronic, dacă un ministru sau un parlamentar merge cu un om de afaceri într-o excursie și omul de afaceri îi plătește excursia sau omul de afaceri are contracte cu ministerul respectiv sau există un interes financiar la mijloc, procuratura cade pe tine, îi arestează, ani îți face dosar de incompatibilitate. Dar puteți să spunem și ziarist, pentru că da. Și acolo ai o problemă de credibilitate, nu? Corect. Automat se creează așa o imagine, ai fost cu X-urică. Dar Ghita care... mai șeful SRI, care merge cu ghiță, care ia ghiță bani de la SRI, nu este o problemă legală. Este o problemă de deontologie. Și chipurile, cei de la SRI, lucrează acum la un cod deontologic. Parcă sunt ziariști. Nu, dar știți ce mă miră? Pentru că, în sfârșit, poate nu știu eu foarte bine lucrurile, dar ofițerii SRI sunt ofițeri de armată. Păi da, sunt militari. Sunt da, militari. Exact. Există un cod deontologic care ți se spune cum să te porți. Nu știu dacă e o reghe 1 sau o reghe 2, unde apare lucrul ăsta. E statutul cadrului militar care exact. Exclude e ca și când am inventăm apa caldă. Ce spunem, că ofițerii de informație au altă etică decât militari? Păi atunci de ce mai sunt militari? Să-i facem civili și le facem un cod de etică. Dar ei au niște reguli pe care trebuie să le respecte. Păi nu au reguli, că acum fac cod deontologic. Dar regulile astea penale, legale, nu se mai respectă? Repet, dacă un parlamentar își angajează soția, fiul, la cabinetul parlamentar, vine ani să face dosar, da? Pe regimul ăsta al incompatibilităților largi, da? Cei de la SRI n-au incompatibilități, n-aveți? N-ați avut, domnule Daniel Florea? Incompatibilități care sunt prevăzute, exact cum a spus domnul Andronic, de legea 80. Ori acolo nefiind astfel de incompatibilități, din ce știu eu, dacă... Cum adică nu sunt? Adică, în sensul, e foarte simplu. Dacă eu eram căsătorit cu cineva din SRI, nu puteam să lucrăm în același domeniu de activitate. Dar în cadrul aceiași unități nu era o problemă. Dar cu oameni de afaceri puteați merge în concedii? Care vă plăteau concediile? Asta este exclus. Știți de ce? SRI urmărește exact astfel de cazuri. Dacă se presupune, se prezumă că ar fi o ingerință. În sensul că acel om de afaceri poate să pretindă de la ofițerul de informații date și informații care să-l ajute în alte activități. Dar știți că noi acum atunci... ne chinuim să explicăm de ce apa caldă e caldă. Corect. Păi și oamenii ăștia de ce își bat joc de noi și vor să îi credem pe cuvânt? Pentru că sunt puși într-o situație... Inedită. Nu inedită, că au mai trecut. Jenantă. Și ce facem? Și într-o situație jenantă încerci să găsești... știți cum e, te-a prins în pat... Cu soția, ce poți? Soția altuia, bineînțeles, nu cu soția ta. Cam asta este cazul SRI-ului acum. Au fost prinși în flagrant... În imagini este Anaconda, nu este un șarpe, este un general SRI, este doamna Elena Istode, fosta șefa diviziunii economice și acum spun unii, n-am verificat, că nu putem verifica lucrurile astea, este șefa acoperiților de la SRI. Apropo, domnul Helbig spune că nu există acoperiți în politică, ha, 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 și că nu există acoperiți în justiție. Ha, 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 de trei ori. Deci doamna Elena Istode merge cu fostul deputat Cristian Rizea în vacanță, în concedii, stă în casa lui, nimeni nu știe exact cum a plătit, dacă s-a plătit mâncarea, dacă s-a plătit... Rizea, din câte mi-aduc aminte, prima declarație pe care a făcut-o, a spus că ofițerul SRI își plătea, doamna general, își plătea transportul, cazarea n-am, așa, iar restul cheltuielor le-a chitat. Avea un apartament în chiria. Ne-a lămurit. Așa spune.
Bun. Este moral, este imoral, Marius Pieleanu. Nu, pe mine mă interesează. E moral. E deontologic greșit. Iar încă o dată, apa caldă e caldă? Apa caldă este caldă, bun. Deci toată lumea spune, deci am prins în flagrant, dar trebuie să facem pe proști și să spunem, da, domnule, nu este nimica ilegal, totul este ok, este bine. Nu, dar ce vă tot agitați așa? Iară faceți discuții despre SRI la televizor. Mai liniștit, mai liniștit. Nu faceți discuții despre SRI, că atentați la siguranța națională. Marius Pieleanu. Ce vrem noi de la Serviciul Român de Informații? Vrem să nu ne mintă, să nu-și bată pe noi și să nu ia de avem proști. Pretenția de la acest serviciu să fie un fel de instituție de binefacere? Să fie Academia Română, să fie Biserica Ortodoxă, că nu înțeleg. Da. O măicuță, da. Prin, o măicuță nici neprihănită, română, nici măcar de la Academia Română. O măicuță neprihănită vrem să fie. Și la mănăstire. Prin natura existenței sale, orice serviciu este imoral prin definiție, pentru că orice mijloc este legitim dacă atinge scopul propus. Este și domnul care era mijlocul ăla cu concesie? Nu, eu vorbesc corect, în general. În general, da, în general e dreptate, numai că în cazul particular n-ai. Dar pe noi ca, pe lege, nu? Pe lege. Pe mine ca om observator și care, mă rog, folosește informații cu caracter public, mă poate prinde foarte ușor Dan Andronic cu o apărare de tipul acesta. Doamna Iftode, sau cum o cheamă, că... Da, Iftode. Iftode. Poate că a fost acolo în misiune. Și mi-a închis gura pentru că, repet, ăsta e Serviciul Român de Informații, prin orice mijloace. Marius Pieleanu, această misiune pe care o nu vezi știu. Foarte albastră, eu nu încerc să fundal, este o misiune atenție. Esențială pentru deconectarea generalului SRI, pentru că este un om stresat și doar la Saint-Tropez și la Cannes. Doi. Se pot rezolva în regulamentul ăla de ordine interioară. Marius, că e bine tu cum ești stresat, nu e așa că te duci la Saint-Tropez? Și este un prieten cu un penthouse mare care te așteaptă așa și spune este. Marius Pieleanu. Eu nu sunt stresat dacă mă duc acolo ca un invitat. Pe croazetă. Pe croazetă trebuie să te destin. Eu, mă bucur, eu m-aș bucura ca toți românii mei în vacanță vara să meargă la Saint-Tropez și la Monte Marius. Carlo. Nu asta e discuția. Ai dreptate, era și misiune. Și toți generalii SRI. Era nu misiune. Știu dacă era. Păi da, dar nici nu pot afla adevărul. Ce spion e ăsta despre care apar poze? E, asta e o problemă. Sentimentul meu este că vouă vă scapă. Eu știu, de fapt ce s-a întâmplat aici. Doamna Iftode, care era șefa diviziunii economice, în 2008, se pregătea... Vorbim de o situație de acum 9 atunci ani. Nu era șefă la moment. Vezi, Marius Pieleanu. Nu era șefă. Era un Marius Pieleanu. Ea s-a îmbrăcat așa, pentru că, de fapt, știa că o să fie șefa acoperiților și se descoperea prima dată ca să vadă cum este să se acoperi pe alții. De explicația asta că un ofițer SRI nu are voie să stea în costum de baie sau cum? Evident că la nu. La plajă? Evident că nu. Cred că este altceva. Din ce l-am auzit pe Cristian Riza în prima sa intervenție când a publicat Victor Ciutacu parcă la România TV fotografiile, Cristian Riza a spus că soția sa este colegă de liceu cu doamna respectivă. Și încă n-au terminat liceu. Și că sunt prietene vechi și care își fac concedii împreună. Ce e rău în asta? Nu înțeleg. Dacă soția lui Cristian Riza a făcut liceu cu femeia asta, care acum e general, înțeleg, și vin împreună în concediu, ce normă a încălcat și Cristi nu înțelege? Era cercetat și urmărit penal în 2008, niște chestiuni. 2008, da, nu, în dosarul, în dosarul 5 cu... Ani, 5 ani consecutiv. Eu vorbesc de momentul păi cu pozele. Da, Cristian Rizia, poți să-ți dau o informație? Ani, au făcut concediile împreună. 5 păi poate din 2003 în 2008. După. Cristian Rizia era cercetat într-un dosar unde era acuzat că a devalizat cu 1 milion de euro, a fost agenția națională a tineretului. Apa caldă e caldă. Apa caldă e caldă. Bun, revenind la lucruri serioase, să revenim la originea acestui scandal. Haideți să-l vedem pe Sebastian Ghiță, exact ce ne-a spus în dezvăluirea lui, episodul 7, episodul 8, cine mai știe. După care o să vin cu două elemente, cu două informații bombă, care explică, da, că, din punctul meu de vedere, că ce s-a întâmplat astăzi la audierile de la Comisia SRI, da, a fost o butaforie, o mușamalizare, da? Și mă refer la facturile generalului Coldea și mă refer la prezența lui Sebastian Ghiță în anturajul lui Maior și lui Coldea. Pentru că aici s-au bâlbuit atât de urât, repet, s-au bâlbuit atât de urât și au devenit atât de penibili în explicații, încât nici un copil de clasa a patra nu poate să-i creadă. Dar, repet, oamenii ăștia transmit pe toate canalele să facem ciocul mic, să nu vorbim despre Serviciul Român de Informații, în general să tăcem și să dăm din casă să spune, da, domnilor, aveți dreptate, da, 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 este bine cum spuneți. Vă rugăm să ne scuzați că facem dezbaterea asta. Deci, atenție, Dita mai Serviciul Român de Informații, ăsta care are buget de 1,9 miliarde de lei, deci aproape, da, cât? Aproape 500 de milioane de euro.
SRI-ul, care are nu știu cât, peste 10.000 de angajați, nu a reușit de o lună să afle cei de la SRI, care l-au închetat chipurile pe Coldea, să afle dacă facturile lui Coldea erau false sau nu. Astăzi la Comisia SRI s-a spus așa, că domnul Coldea a fost într-adevăr cu ghiță, repet cum spunea Dan Andronic, apa este caldă, știam și noi, apa caldă, dar că, atenție, Coldea și-a plătit el. Ghiță susține altceva, spune că a plătit el, ceea ce e foarte credibil, și că domnul Coldea a primit niște falșuri, niște facturi făcute după 3 ani de zile. Deci Dita mai Serviciul Român de Informații, după o lună de zile, n-a putut să verifice, sau de fapt s-a făcut că verifică, și l-a albit de fapt pe generalul Coldea, în legătură cu aceste facturi. Daniel Florea. Da. E așa de greu să verifici niște facturi dacă sunt reale sau nu? Nu e asta problema principală, că e foarte banal de verificat. Eu vreau să spun decât atât, că dacă în locul domnului Coldea se afla un simplu ofițer din Serviciul Român de Informații, poate până la un grad mare și o funcție, să spunem, de șef de serviciu, care era în locul domnului Coldea și pleca cu domnul Ghiță în concediu, se afla, a doua zi era dat afară. Și făceau și dosar. De ce vă explic chestia asta? Pentru că domnul Coldea urla în videoconferințe cu toleranță zero pentru toți ofițerii Serviciului Român de Informații care au relații cu oamenii politici și nu le raportează. Asta este banal. Era om de afaceri atunci. Nu contează. Și cu oameni de afaceri care aveau, cum era domnul Ghiță, puternice influențe, inclusiv în mediul politic. Dar ce spuneți dumneavoastră, mie mi s-a părut foarte important, în data de 16, dacă nu mă înșeală memoria, da, așa ianuarie, este. Exact luni, domnul Ghiță a arătat probabil ultima lui dezvăluire care era înregistrare audio și spunea ceea ce ați prezentat și dumneavoastră, faptul că el era cel care a procurat acele facturi și se pot verifica. Să repetăm, Coldea a venit la el într-o verificare anterioară și a spus, măi Sebi, mă verifică unii, adică se facă, mă verifică, dă-mi și mie facturile. Și a spus, domnule, nu mai am să-ți dau facturile, corect, dar pot să vorbesc cu un prieten al meu și să faci niște hârtii de astea ordinare, tu le prezinți la proștia care cică, te verifică la SRI și le închizi gura. Corect. Și s-au produs documentele astea. Da. Da? Așa e povestea. Vreau să vă spun o versiune mai aproape de adevăr, după părerea mea, nici nu i-a spus că sunt false. A, se poate și asta. Ca să aibă un cârlig asupra lui Coldea. Acum... L-ați văzut pe Sebastian Ghiță, și a păstrat niște facturi și niște documente 10 ani. Nu din greșeală, că așa ceva nu găsești din greșeală, mai ales oricât le-ai căuta. Nu, eu cred că nici nu i-a spus. I-a spus că sunt bune, de-aia generalul Coldea s-a dus cu ele în fața comisiei interne. Convins că sunt bune, că nu fi stat să verifice. Dar dacă îmi permiteți, n-a venit nimeni să confirme că a mai fost o altfel de verificare, o astfel de verificare asupra domnului Coldea. Domnul Helvic, cu ce a venit, a prezentat doar aici. Pentru că a fost cu dezvăluirile Elenei Udrea. Atunci a mai existat o comisie internă la SRI. Dar nu s-a făcut referire la plecare cu domnul Ghiță. S-a făcut o verificare pe totuși totul alte afirmații. Bun. De ce nu verifică nimeni aceste facturi? Să știm și noi. Trebuia să spun astăzi, măi oameni buni, am verificat facturile la firma XY, da? S-au dovedit a fi facturi reale și domnul Coldea și-a plătit. Pentru că astăzi Tuțuianu, șeful Comisiei SRI, mare, mare baron de Dâmbovița, a venit și a spus, noi nu știm dacă facturile sunt adevărate sau false. Noi am crezut pe cuvânt pe cei de la SRI. Serios? Marius Pireanu, așa funcționează o comisie de control a SRI? Ăia vin și-ți bagă sub nas și spune, domnule, noi nu putem verifica. Comisia n-are capacitatea să încheie la poți verifica. Nu. Ba, poate poliția, poate procurator. Pui mâna pe telefon la ANAF și spui, bă, e mult mai adevărat sau nu? Este mult mai simplu. Există o bază de date comune. La ora actuală, SRI-ul are acces la datele ANAF. Dar e vorba de comisia parlamentară, Dani. Nu. Păi, dar vorbesc de ancheta internă. Deci primul loc, Silviu vorbea de președintele Tuțuianu. Da, primul loc unde ar fi trebuit verificată, nu știu dacă au fost verificate, e la comisia internă, că acolo verifici. Dar ANAF nu are o bază de date cu toate facturile. Deci comisia parlamentară. Dar comisia parlamentară astăzi trebuia să ne spună clar, măi oameni buni, noi am verificat și facturile generalului Coldea sunt reale, sunt adevărate. Dar acest lucru l-a spus pe 7. Tot încerc să spun că comisia condusă de Tuțuianu nu are capacitatea, tehnic vorbind, să verifice autenticitatea unor facturi. Ba da, poate trimite o adresă la Ministerul de Finanțe. Dar nu pe loc, durează o perioadă. Dacă vor trimite o adresă la Ministerul de Finanțe și roagă să spună, dom'le, facturile cu numărul de... A spus domnul Florea ceva și eu sunt foarte îngrijorat, mai mult mai îngrijorat decât adevărul facturilor sau falsurilor.
Înțeleg că în conferință, în videoconferință, domnul Coldea vă spunea să nu aveți relații cu oamenii politici? Da. Și cu oamenii de afaceri. Păi dați-mă, dar Serviciul Român de Informații nu cumva se ocupă și cu culegerea de informații? Am și eu așa, da, apropo, da, de apa caldă. Măi, din când în când. Păi de unde să ne ia? Dacă nu aveți relații cu oamenii politici, cum obțineți din zona aia informații? Pentru că relațiile sunt cele prietenești. Nu se referă la astfel de relații. Vorbim de relații de serviciu. Păi, dar colegerea de informații pe relații prietene se face. Asta e probabil la dumneavoastră în presă, dar la Serviciul Român de Informații se face. La mine care e okay. Un pic de securitate. Vom la o scurtă pauză comercială, am bifat primul punct. Așadar, generalul Coldea a fost în concedii și că și-ar fi plătit din banii proprii aceste concedii cu Sebastian Ghiță. Nimeni n-are nicio problemă cu chestia asta, este doar o problemă deontologică. Serios? Punctul 2, o să-l vedeți după o scurtă pauză comercială. Cum au explicat cei de la SRI prezența lui Ghiță, începând cu anul 2010, în anturajul lui Coldea și al George Maior? Aici este de cascadorii râsului, da? Cele două perioade în care Sebastian Ghiță, 2010-2012, 2012-2016, când întreținea relații cu acești șefi ai serviciului de informații. Aici explicațiile SRI-ului, repet, sunt de cascadorii râsului. Oare de ce nimeni nu verifică lucrurile astea? O fighiță penal, cu siguranță, are vreo 6-7 dosare penale și, apropo, rușine Poliției Române că nu-l găsește, sau Serviciului Român de Informații, sau altora, de la SIE, de exemplu, nu știu, alte servicii, care sunt foarte bune și care stau așa cu ciocul ca pelicanii când vine vorba să ia bani de la buget, dar nu-l găsesc pe Ghiță de atâta timp. Găsiți-l pe Ghiță, aduceți-l, dar verificați și ce spune Sebastian Ghiță și nu e mai luat de fraier. Dan Andronic. Asta e povestea. Da, cu facturile, vedeți, da? Vedeți cum, într-o formă sau alta, confirmă... Eu nu urmărisem foarte atent acest episod, acum l-am văzut. Cred că nu i-a spus lui Florian Coldea că facturile pe care le are n-au nicio legătură cu facturile care există în realitate. Sau, chiar dacă a bănuit, n-a avut încotro. Trebuia să prezinte, pentru că mi-am adus acum aminte, în jurnalul Elenei Udrea, se face la un moment dat referire la faptul că Florian Coldea își făcea vacanțele cu Sebastian Ghiță și cred că aici este vorba de, aici a apărut acea comisie internă de verificare, pentru că tot, și a existat și un denunț, dacă mi-aduc bine aminte, a existat și un denunț al lui Elenei Udrea, care a fost clasat din lipsă de probe la adresa generalului Florian Coldea, denunț făcut la DNA. Și eu am făcut la DNA. Și pe al noastră l-au clasat. L-au clasat tot așa. Ei, mi se pare normal. Denunțe de probe. Mi se pare normal, nu atacam. Nu. Marius, ceea ce vedem e cam bancul ăla, îl spunea Dan Andronic. Ceea ce vedem nu este real. Nu vă mai agitați. Ceea ce este nu este, ci ceea ce ne închipuim noi că este. Exact. Despre asta e vorba. Despre ce discutăm? Câmpul tactic. Daniel Forea, câmpul tactic, da? Dar n-am terminat ideea că pe 17, deci 16 a ieșit Ghiță cu ce a ieșit, pe 17 a fost comunicatul de presă al SRI-ului în care a spus clar că domnul Coldea nu a încălcat nimic, dar nu știu cum a putut să facă verificări SRI-ul și comisia respectivă internă pe aceste documente care trebuia să le ceară la firma ANS, dacă e aceeași firmă, sau la ce firmă au fost ele emise. În fals, în nefals, mai puțin important pentru mine, cetățeanul Florea, dar foarte important cum SRI-ul, într-o noapte, 16 spre 17, a reușit să facă verificări, probabil posibilitățile au evoluat de când am plecat eu din serie și au reușit aceste verificări să le fac. În comisia parlamentară se pot verifica totuși, pentru că nu sunt documente operative. Bun. Ceea ce ați văzut până acum are legătură cu mușamalizarea sau cu mistificarea poveștii în care generalul Florian Coldea risca să fie cercetat. Astăzi, după concluziile Comisiei de Control a SRI și concluziile Comisiei Interne a SRI, domnul general Coldea nu mai poate fi anchetat pe povestea cu facturile. Da? Ce? S-a închis povestea asta. De pentru că nu mai poate fi anchetat, pe a zis Comisia de Control a SRI că omul și-a plătit din buzunarul lui concediile. Iar cei de la Comisia de Control au spus, da, trebuie să-i credem pe cuvânt că nu putem să verificăm. Deci SRI a spus că generalul Coldea și-a plătit din buzunarul lui aceste... Haideți să vă sun, da? Haideți că aici deci, cred că facem toți o confuzie. SRI s-a închis cazul. Nu este organ de anchetă. Corect. Deci SRI nu poate să ne spună că a încălcat sau n-a încălcat o lege, că nu are de unde să știe. Nu are competență pentru... SRI a spus altceva, Dan Andronic. Coldea și-a plătit din buzunarul lui excursiile. Deci... Da, dar o anchetă... Se face o anchetă internă, care are altă valoare decât o anchetă penală. Corect. Da, deci o anchetă internă trebuie să lămurească dacă există suspiciuni că acel ofițer a încălcat sau n-a încălcat legile.
nu statutul cadrelor militare sau mai știu eu ce, legile. Și au spus, dom'le, nu avem elemente pentru că ne-a demonstrat că a plătit din buzunar. Păi dacă Serii va susține în fața unui procuror, să zicem că este un procuror... Dar și procurorul nici nu verifică facturile? Doar s-a sesizat cineva? Nu s-a sesizat niciun procuror. Dacă a zis Serii-ul că omul și-a plătit, cine suntem noi să ne tot punem întrebări, Dan Andronii? De ce nu vei să crezi Serii? Ești un om rău. Deci, ăsta este punctul 1. Am crezut tot punctul 2 ține de moralitate. Dacă de moral oficiei de la Serii și de deontologie. Cum au rezolvat domnii de la Serii povestea asta? Spune Țuțuianu, șeful Comisiei de Control, Țuțuianu foarte spășit astăzi, spune, pentru perioada 2012-2016, în care Ghița a făcut concedii cu Coldea și Maior, ni s-a spus că a fost membru al Comisiei Serii din Parlament și că avea ce căuta cu oamenii ăștia în concedii. Sebastian Ghița a participat la activități publice și nepublice. Am întrebat și despre perioada 2010-2012. Ni s-a spus că nu a fost ofițer acoperit. Ha, ha, ha. A fost prezent în calitate de persoană, atenție aici, ce explicație, care avea informații de interes pentru securitatea națională. Câte persoane care aveau informații de interes pentru securitatea națională și-au făcut concediile cu Coldea și George Maior? Dar n-au voie să aibă parlamentarii, n-au voie, mai ales cei din Comisia SRI, păi n-au voie aici să aibă relații cu cei pe care îi anchetează. E ca și când ai spune că Comisia de Buget Finanțe zice cu Ministrul de Finanțe și cu șeful de la ANAF. Adică fiecare așa... se întâmplă. Deci ni se prezintă Dan Andronic. Deci eu exact argumentul, deci argumentul forte... Eu am niște informații. Că este, eu nu cred. Argumentul forte că este în neregulă, ei ni-l prezintă ca fiind argumentul valabil. Deci omul care era în Comisia de Control a Serii, păi și ce mai controlează atunci, mergea dacă... în concedii cu ea și ăștia spun că era perfect normal. Dar stați un pic, mai grave e afirmația dinainte. În 2010, domnul Ghiță, în calitatea lui de persoană particulară, deținea informații de securitate națională, trea concluzia. Și de-aia te-a dus în concedii. Stați un pic, cum s-a ajuns la această concluzie? Că el deținea niște informații de securitate națională, pentru că e un lucru foarte grav. Deci te duci în concediu cu un tip. Deschizi o butelie de vin și începi să bei șpriț și la un moment dat îți dai seama care informații de interes pentru securitatea națională și spui, da domnule, uite-te, ești un partener bun de concedii. Unui om normal la capul este foarte greu să ia apărarea unei părți sau alteia, pentru că trebuie să fim sinceri cu noi, ambele părți au greșit. În mod evident, Ghiță n-avea ce să caute cu Coldea în concediu și cu Maior. Marius Pereanu, ăștia Maior le spun că-i normal. Și Coldea n-avea ce să caute cu Ghiță. Comisia, dacă spune că e normal, are ea o problemă. Comisia a condusă domnul Țuțuianu, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, Țuțuianu repetă ca papagalul ce au zis ăia de la Serii. Nici nu s-a spus. Că noi n-am dat timpul celor 7 ore de discuții acolo cu ușile închise. Ni s-a spus că Ghiță nu a fost ofițer acoperit, este de o stupizenie rară. Ca și când la asemenea întrebare se poate spune dacă e. Dar Serii nu va spune niciodată cine e ofițer acoperit. O dată, doi, și dacă i s-ar fi spus că e ofițer acoperit, cum răspundea la întrebarea asta? Foarte spunea, ni s-a spus că Ghiță e ofițer acoperit? Da. Și credeam că suntem în fine cu proști. Da, informațiile de securitate națională de care vorbește domnul Țuțuianu, dacă erau de o gravitate, atunci domnul Ghiță trebuia să le meargă la parchet, nu către Serii. Daniel Forea, să ne imaginăm scena în care Coldea și Maior și-au dat seama că Sebastian Ghiță deține informații de interes de securitate. Cred că au discutat într-un birou, băi, nu ar fi ok să-l chemăm pe băiatul ăsta într-un concediu, să mergem cu el? Să-l exploatăm în orb. Să-l exploatăm în orb. V-am auzit aseară vorbind de această chestie care nu are aceeași relevanță. Că exploatarea în orb înseamnă că culegi de la ăla fără să știe. Deci asta este exploatarea în orb. Păi dacă nu era ofițer sub acoperire, înseamnă că îl exploata un orb. Și el, fiind atât de orb, nu știa ce oferă. El nu știa seama că e exploatat. Deci, domnilor, repet, nu ne mai luați de fraier. În perioada 2010-2012, când spuneți că avea o calitate de persoană privată și că deținea informații de interes pentru securitate, de-aia mergea în concedii. În perioada aia, Serviciul Român de Informații și Institutul de Tehnologie Avansate din cadrul SRI băgau milioane de euro în afacerea lui Sebastian Ghiță. Și vouă vi se pare că lucrurile astea sunt în regulă. Și vouă vi se pare că nu trebuie să ne punem întrebări. Și vouă vi se pare că totul este legal, moral și deontologic. Și pentru aia, pentru că aveți o problemă de deontologie, v-ați gândit să faceți coduri deontologice. Cred că e mai grav, stați un pic, că acum mi-am dat seama. Păi dacă atunci erau infracțiuni, probabil, și SRI-ul nu le-a trimis către parchet, iar domnul Ghiță era posesorul unor infracțiuni, probabil, adică se cunoștea despre infracțiuni, nu s-au dus la parchet, informații de interes pentru securitatea informații națională. Informații de interes pentru securitatea națională se conduc către legea siguranței naționale, pot fi infracțiuni, da? Altfel, ce fel de informații puteau să dețină domnul Ghiță?
Și atunci înseamnă că Serviciul Român de Informații, prin cei doi, Coldea și Maior în speța noastră, l-au acoperit pe domnul Ghiță. Ceea ce e mult mai grav. Nu pot să cred așa ceva. Noi ce încercăm să subliniem acum? Faptul că comisia SRI încearcă să pună Batista pe cambal? Încercăm să spunem că e bine, că e democrație, nu, că nu se încalcă legile și clar. Nu este. Ce ar trebui să facă această comisie nouă condusă de domnul Tuțuianu? Să ducă dosarul Ghiță-Coldea la parchet. Da? Corect. Tuțuianu ar fi trebuit să iasă și cu bunul simț pe care poate să-l aibă, că bun simț are cu siguranță. Ești și subiectiv jurist, acum. Da? Tuțuianu trebuie să spună așa. Explicațiile pe care ne-au dat cei de la comisia, cei din conducerea SRI, nu se susțin. Sau avem dubii mari asupra unor afirmații propunem să. Ce? Ei au venit în schimb și au repetat ca papagalii ce le-au spus cei din conducerea SRI. Dar atâta poate face o comisie, mă gândesc. Nu, o comisie poate afla adevărul dacă audiază toate persoanele care sunt implicate. Păi domnul Ghiță nu e de găsit, domnul Andronic. Nu e singura persoană. Poți să te audiezi pe cel... Păi vă spun eu, pe pilonul 1 de securitate, cum îi spuneți. Nu contează, da? Deci cei care se ocupă de protecția internă. Șeful de la protecția internă... Dar domnul Maior trebuie să fie audiat? Ambasadorul României la Washington? Domnul Coldea ce e obligatoriu să participe? Bineînțeles. Pe domnul Maior, tocmai ce am aflat astăzi că a fost oficial împreună cu domnul Coldea, domnul Ghiță, în Toscana. Nu, eu pun altă întrebare. Dacă domnul Coldea nu vrea să vină la comisie, ce se întâmplă? Păi aia e că nu are caracter de anchetă. Eu cred că din cauza asta a fost trecut în rezervă pentru a nu mai fi chemat în fața Comisiei de Control Parlamentar. Nu mai este militar, este un simplu cetățean care dacă vrea se duce, dacă nu vrea nu se duce la Comisia de Control. Deci, să explicăm. Cei de la SRI au făcut o comisie internă, au pus Batista pe țambal, au venit cu țambalul și Batista mare pusă pe țambal în fața Comisiei de Control Parlamentare a SRI, care au mai pus o Batista pe țambalul pus deja de SRI. În povestea asta, cum să spun eu, nu există discuții, da? Și domnul George Maior a dat anumite explicații Comisiei de Control Intern. Nu au fost împreună insule Seychelles, zice, în Toscana, da. Nu a fost audiat domnul Dâncu. De ce? A fost prezent în excursia din Toscana, a mai spus același Tuțuianu, da? Particular. Deci, cum funcționează comisia asta de control intern la SRI? Păi, te cheamă acolo stați și... un pic, pe lângă faptul că era făcută după ureche, nu e făcută după aceeași lege 80, ci doar așa să avem o comisie de control intern, se numește comisie de verificare specială. Toată lumea o confundă cu această comisie internă. Adică nu analizează dacă domnul Coldea a încălcat ceva pe linia disciplinei militare sau dacă a încălcat ceva din punct de vedere legal. Și atunci comisia oricum nu are nicio valoare. Așa cum a explicat domnul Andronic mai devreme, SRI-ul nu se ocupă decât de culegerea de informații pe securitate națională. Nu este competent să facă cercetare penală, nu are competențe în a stabili dacă domnul Ghiță sau domnul Coldea ar fi încălcat legea. Pe scurt, pentru mine comisia asta de verificare specială din cadrul SRI este așa o struță cămilă doar de dragul de a face o comisie și să răspundă opiniei publice. Domne, noi l-am verificat intern pe Coldea și la revedere. Iar acum, leitmotivul va fi, o să vedeți în perioada următoare, am văzut că deja au început, cine atacă SRI-ul, de fapt, slăbește România. Păi astăzi am văzut un comunicat care apărea... Păi nu așa este? Cum? Emis de SIE, teoretic, că avem o acțiune... Nu știu spre mine, că nu înțeleg. Despre exterior. Se sperie. Domnule, eu cred că n-ați înțeles. Eu chiar cred în instituții puternice pentru țară. Toată lumea crede. Dar, atenție, nu cred în instituții care mă iau de fraier. Universitatea trebuie să fie o instituție puternică, nu numai SRI-ul. Dar în instituții care ne au de fraier, trebuie să credem. Dar chiar dacă sunt oameni care ne au de fraier. Puternice și acționează în interesul legii. Sigur, bun. Universitatea nu acționează în interesul legii, ci în interesul culturii și a educației. Dar vorbim de SRI. Apropo de instituții puternice. Dar, de fapt, ce vrem să subliniem noi? Faptul că am constatat ceva la care ne așteptam? Dar ne așteptam la asta. Nu există. Și atunci trecem cu vederea? Nu există datorită culturii noastre societale. De ce ești așa de senit? Pentru că nu putem găsi câți sunt dane în comisia de asta. Nu, erau 7 sau 9. În acest parlament reformat nu s-au putut găsi 9 oameni fără niciun fel de schelet în dulap. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Asta cu scheletul în dulap. Restul e istorie sau, mă rog, discuție de masă rotundă. O să cuplez acest eveniment de astăzi, bătaia asta de joc numită audiere de astăzi. Tuțuianu, ăia de la PSD și-au bătut joc de
de ideea de control parlamentar, promițându-ne în campanie și Dragnea și cei de la PSD că o să controleze ei SRI-ul și servicii așa mai departe. O să o leg cu episodul în care Dragnea pleacă în Statele Unite și în timp ce era plecat, ministrul de finanțe, ăsta Viorel Ștefan, bagă în bugetul SRI, bagă creștere mare, 1,9 miliarde de lei. Da? E redus bugetul SRI-ului. Poftim? E redus, nu e păi nu, eu asta leg cu alte informații. Dragnea a spus să taie bugetul și când s-a întors a văzut că a crescut. Deci, în comisia SRI și prin guvernul Grindeanu, mișnă niște băieți cu ochi albaștri. Așa, ca Marius Pieranu, ca mine. Așa e născut datura. Ce, da. Vine, bun. Eu s-a acoperit cam ochi capri. Și domnul Flore are ochi albaștri. Eu să știți că am verzi. Sunt verzi și din cauza asta. Și am ochii verzi. M-am scos la chestia asta. Andronic este acoperit pentru că are ochii căprui. Deci, suntem mințiți, Dan Andronic. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta cu zâmbetul așa pe buze, cum o facem aici, pentru că, până la urmă, e și specificul nostru național. Ăștia și-au bătut joc de noi astăzi, da? În punctele esențiale. Repet, în punctele esențiale și-au bătut joc de noi. Au pus Batista pe țambal în numele interesului național. Adică nu putea fi anchetat Coldea, Ghiță este un băiat care bate câmpii, deși au stat cu el la masă, au mâncat de la masa lui Sebastian Ghiță. Deci, haideți să vă spun din punctul meu de vedere, noi astăzi n-am auzit nicio explicație, n-am auzit decât scuze. Da? Deci dacă luați bucată cu bucată, niciuna nu stă în picioare ca explicație. Ca scuză, da, de-aia v-am spus, că e aproape ca un flagrant într-un moment intim. Da? Ce cauți acolo, nu poți să dai o explicație. Furnizezi o scuză. Da, că e greu să explici ceea ce se vede. Deci, seriul iar o perioadă foarte, foarte complicată. Audierea de 7 ore arată că totuși s-au discutat niște lucruri, că nu vor fi dormit cu capul pe masă, au mâncat sandwich-ul și au băut Coca-Cola. Din declarațiile domnului Tuțuianu, n-am prea înțeles. Sper că a înțeles mai mult înăuntru decât a lăsat să ni se spună nouă afară, pentru că dacă asta i s-a spus și asta a înțeles, va avea o viață grea ca președinte de comisie. Va avea o viață grea. Și foarte important, astăzi am mai aflat un lucru. Toată investigația în cazul lui Coldea s-a închis. Comisia nu și-a încheiat formal activitatea, spune totuși Tuțuianu. Dacă vom ajunge la concluzia că trebuie să audiem persoane, vom decide. Deci este cât se poate de evident, și am discutat până acum, că ar trebui chemați cei de la firmă, domnul Dâncu, alte persoane care știau și care au fost implicate în toate poveștile astea, chiar soția domnului Coldea, soția domnului Ghiță, soția lui Vasile Dâncu, toți oamenii care au participat la lucrurile astea, pot fi audiați. Ca să aflăm ce? Ca să aflăm adevărul. Adevărul despre ce? Dar de cine și-a plătit? Nu. Am aflat. Da, nu, hai să aflăm domnul adevărul. Domnul Dâncu și-a plătit singur, înțeleg. Domnul Ghiță și-a plătit singur și Coldea și-a plătit singur. După părerea mea, Sebastian Ghiță a spus 2-3% din ceea ce știe. Deci, noi audieri ar putea aduce elemente în plus. Faptul că vrem de fiecare dată să ne limităm... Păi cum că domnul Ghiță nu e de găsit. Cum să mai îl chemăm la comisie? Sunt alte metode. Sunt alte. Verificarea contractelor prin Skype, care au fost date direct domnului Ghiță. Nu, Marius Pielan, o anchetă nu se poate face. Deci dacă ți-a dispărut Ghiță, închidem tot scandalul. Bă, dar se poate face. Eu nu spun asta. Punem zăpadă de pământ. Deci am convenit. Ok, comisia condusă de Tuțuianu nu e capabilă, e timorată, e timidă. Nu știu. Atunci vreți să vă spun ceva? Luăm dosarul respectiv. Să nu se miră că am mai vorbit și o să mai vorbesc de fenomenul de contagiune, da? De modul în care alții vor începe să spună diverse lucruri. Pentru că dacă văd că lucrurile nu se întâmplă cum ar fi normal să se întâmple, o să mă treziți cu alte mărturii, cu alte poze. Eu iar să trimitem acest dosar la procuratură. Va merge dintr-un scandal în scandal. Eu înțeleg că vor să închidă scandalul. Dar nu așa se închide un scandal. E în regulă. Și ce putem face noi ca să meargă mai departe ancheta? Păi nu știu, dacă tot ne-am prezentat aici în fața telespectatorilor, să le explicăm ceea ce credem. Și să cerem să meargă mai departe dosarul, adică să meargă la instanțele abilitate, adică procuratură și poliție. Eu aș prefera ca Parlamentul să-și facă treaba. Păi să facă ce mai mult decât atâta. Să audieze, șeful SRI-ului. Să mă audieze pe mine, pe tine. Poate știi ceva. Dar păi eu nu știu. Poate te-ai întâlnit cu Ghiță, ai stat de vorbă. Eu m-am întâlnit deseori cu Ghiță, dar dacă îmi permiteți, sunt memorii care au fost trimise către această comisie de control și serii, inclusiv Mănăstire. Eu am trimis din 2014 și nu sunt băgat nimeni în seamă. Bun. Din cei care au scris. Haideți să închidem deocamdată subiectul. Vă propun să trecem mai departe. Astăzi Procurorul General al României, care a devenit foarte vocal, domnul Augustin Lazăr, venit tocmai de la Alba, un județ foarte frumos,
Domnul Augustin Lazăr ne-a spus, mai pe dosul casei, cum se spune în Ardeal, ne-a spus că ne paște un atac terorist. Atenție, asta ne-a spus Procurorul General al României, da? Că la buza României, că în societatea românească, ar fi iminent un atac terorist. Și că nu e cazul, pentru că vin teroriștii peste noi, să dăm noi acum dovadă de clemență, să dăm o lege a grațierii, sau ordonanța a grațierii. Că, repet, suntem pasibili de acte teroriste, da? Haideți să-l auzim pe Procurorul General și să comentăm. Repet, declarații aiuritoare. Nu ar trebui să ne gândim la aceste aspecte când societatea românească se confruntă cu un val de criminalitate, când ne așteptăm la alt val de criminalitate cu terorism, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontalieră, noi, criminalitate violentă, noi acum să ne gândim la acte de clemență. Dumneavoastră observați ce se întâmplă într-o lume dinamică în care oamenii circulă peste tot când sunt diverse semne de nervozitate, nu numai la noi, ci și în Europa și în lumea întreagă. Da, vă vine să credeți, ăsta este Procurorul General al României, da? Un val de criminalitate care a atacat România, da? Ne așteptăm la un alt val de criminalitate cu terorism. Cu terorism, atenție, spune Procurorul General, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontalieră. Ce și acum nouă ne pasă de clemență? Ce legătură are ordonanța asta, Dan Andronic, Marius Pieleanu, da? Daniel Fora? Patria în pericol. Poftim, e patria în pericol, gata, terminați cu discuțiile despre grațiere. Grațierea, Marius Pieleanu, grațierea n-a nicio legătură cu terorismul. Niciuna. Grațierea n-a nicio legătură cu infracțiune de violență. Grațierea n-a nicio legătură cu corupția. Dar are legătură doar cu mica infracționalitate. Biobel spunea la un moment dat că un popor poate fi condus prin frică. Singurul lucru pe care trebuie să-i spui este că patria este în pericol, iar cei care nu sunt de acord cu... Eu parafrazez acum. Cei care nu sunt de acord cu lucrul ăsta sunt acuzați de lipsă de patriotism. Domnule, și așa conduci orice... Și a zis, noi, nu contează că e dictatură comunistă, că e fascistă, că e... Ce vrei, nu contează regimul. Da. Asta este cât rețeta. Cât de iresponsabil să fii, chiar dacă ar fi așa, să spui opiniei publice, prin intermediul mass media, că ne așteptăm la un alt val de criminalitate cu terorism. Okay. Da, mai fost vă citez, oameni buni, da? Societatea românească se confruntă cu un val de criminalitate. Dar e fals. Păi unde? Nu, ce spune sociologul? Păi nu vezi, măi, criminalitatea. Nu vezi în statistică. Nu a crescut criminalitatea semnificativ. E pe o medie care e comparabilă cu cineva. Nu te poziționezi bine, Marius Pieleanu. Nu te poziționezi bine. Repet, societatea românească se confruntă cu un val de criminalitate. Se pot consulta ușor de oricine. Dom'le, valul este mare. Nu a mai apărut o declarație, dar nu zic valul. Dacă faceți aminte, în septembrie anul trecut, domnul Cosma, care e șeful de la Antitero din SRI, a venit după o... Nu știu ce a fost, ceva seminar la SNAI. Păi, dar nu avem acces la Antitero, nu știm. Păi, dar a explicat la fel. Că, domne, ne confruntăm, suntem în faza unui pericol iminent, ISIS-ul e la granița României și noi trebuie să stăm, să ne așteptăm la alte atentate. Eu aș lega chestia asta pe care a spus-o dumneavoastră astăzi de comunicatul care l-am citit pe site-ul Parchetului General, unde domnul Lazăr aduce în atenție foarte interesant, tot așa un subiect care este la modă astăzi, cu protocolul între SRI și Ministerul Public. Echipele mixte. Exact, unde domnul spune așa, că încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Public și SRI a fost justificată de cadrul legal în vigoare și nu dezvoltă care este acest cadru legal. Ce cadru legal? Păi nu există. De ce spun asta? Dacă vă aduceți aminte, există o hotărâre a CCR în care se precizează că în România, cel puțin instituțiile acestea, Parchetul General, chiar și SRI-ul, de ce nu, să vină să aducă în discuție, pe articole și să facă trimitere direct la lege. Nu vorbim la modul general, că așa mâine pe mine ne trezim că toți suntem criminali, toți suntem penali și mai departe. Ori la ce spune în acest comunicat, se face tot trimitere la cadru larg, lărgit, nu avem nicio treabă cu realitatea. Eu așa văd. Vă propun să-l mai vedem încă o dată pe Procurorul General al României. Repet, Procurorul General al României, da? Pentru că asta e, sunt cuvintele lui. Poate că a gândit altceva, poate că nu crede. Poate că a fost stresat de dimineață. Repet, Procurorul General României spune că România, societatea, se confruntă cu un val de criminalitate și ne așteptăm la un alt val de criminalitate cu terorism, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontaliere, criminalitate violentă. Și noi acum să ne gândim la acte de clemență?
Haideți să-l vedem. Nu ar trebui să ne gândim la aceste aspecte când societatea românească se confruntă cu un val de criminalitate, când ne așteptăm la alt val de criminalitate cu terorism, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontalieră, noi, criminalitate violentă, noi acum să ne gândim la acte de clemență. Dumneavoastră observați ce se întâmplă într-o lume dinamică în care oamenii circulă peste tot când sunt diverse semne de nervozitate, nu numai la noi, ci și în Europa și în lumea întreagă. Da. Eu pot înțelege că societatea s-a împărțit în două, că este o tabără pro-PSD, una anti-PSD, că sunt unii care țin cu instituțiile statului de forță, cu procurorul general, cu șefa DNA, cu președintele Iohannis, dar nu pot accepta să înghit pe nemestecate, să fiu mințit și manipulat. Pentru că ordonanța asta de grațiere, care într-adevăr a fost gândită prost de PSD și a fost făcută oarecum pe sumasă, da, și prostește, ordonanța asta de grațiere nu are nicio treabă cu terorismul, nu are nicio legătură cu infracțiunile prin violență, da? Nu există niciun val de criminalitate care atacă România. Marius Pereanu ne poate... Da? Nu putem să ne lăsăm prostiți la nesfârșit, da? Și să fim obligați să alegem o tabără sau altă tabără, pentru că dacă nu vin unii și te bagă pe internet, da? Și te bagă pe Facebook, că ești luptător împotriva statului de drept. Deci, eu în fiecare noapte să citesc 7-8 ziare locale. Și automat mă uit și la poveștile astea de fapt divers. Vreau să vă spun că nu prea mai sunt evenimente de tipul ăsta. Chiar uneori le caut. Să văd, mai dăm și noi știri. Ca interes jurnalistic, da? Da, ca interes jurnalistic. În sensul de ăsta. Deci știri mai colorate, da? Da. O bătaie, un atac cu sabia, un clan de rom. Nu mai există, deci n-am mai văzut o bătaie între interlop de vreo două săptămâni. Deci presa așteaptă ca și Dulciu. Caut și eu să văd ce se mai întâmplă. Și de multe ori presa locală îți spune mult mai corect ce s-a întâmplat decât... Deci povești vechi, repet, o bătaie între clanul interlope, cred că n-am mai văzut de vreo două luni. Da, deci nu știu unde e valul ăla de criminalitate. Că, nu știu, poate în statisticile de la parchetul general. Dar cum poți să crezi? Dar în realitatea imediată nu le vezi. Deci la nivelul acestei funcții de procuror general. Un accident mai găsești. Că ce zice ministrul justiției? A mai bătut un cal, da. Că s-a certat cu nevasta și ea a fugărit-o pe stradă. Deci dacă citești de curiozitate, repet, și nu sunt luate pe toate zonele geografice, nu într-un singur județ. Nu există valul ăsta de criminalitate. Mai adică există. Chiar mi se pare că-s mai liniștiți. Spune-mi ultima bătaie. Realitatea este cea pe care ți-o spunem noi. Da? Da? Uitați-vă așa funcționează oamenii ăștia. Nu vedem noi. Uitați-vă la știrile de la ProTV, de la Antenă, care îți mai dau... Deja ne dau bătăi din Rusia, bătăi din Coreea. Că nu mai au. La noi nu se mai întâmplă. Deci, nu este adevărat. Ce vă spune Dan Andronic nu este corect. Este un val de criminalitate în creștere în România. Ne așteptăm la un val de criminalitate cu terorism. Și atenție, este momentul să nu arătăm, să nu ne gândim la acte de clemență. Ordonanța asta de grațiere, repet, Marius Peleanu, are vreo legătură cu terorismul? Niciun. Are vreo legătură cu acte de violență? Nu, are legătură cu violatorii? Are legătură... Scria o madamă pe internet că, domnule, că o să iasă violatorii pe străzi, ce nu face? N-au citit, și atunci nu ce înseamnă grațiere. Și trebuie să tăcem? Au citit și au auzit oameni care spun că violatorii, că toți violatorii, toți hoții, toți tâlharii o să invadeze străzile, ca pe vremea lui Ceaușescu. Dar poate e vorba de terorism. Ce s-ar fi întâmplat dacă Traian Băsescu în ultima zi de mandat făcea ce a făcut Obama în ultimele zile de mandat? Grațind persoane condamnate pe viață de 3 ori pentru trafic de droguri de mare risc. Și invita la masă, Obama știți probabil, evident, că i-a invitat la masă pe vreo 7-8 dintre ei, condamnați pe viață, pentru că era gestul suprem de reintegrare socială a lor. Aici era chestiunea. Nu, noi nu vrem reintegrare socială, să nu vă așteptați. Media, și delit. Media, să nu vă așteptați. Media pedepselor în Europeană este de 6 ori mai mică decât, este decât de în România. 9 luni în România, media pedepselor de 5 ani. Nu, 6. Sau 6. E deci asta este o diferență de mentalitate. Noi construim, de fiecare dată construim o închisoare și singurul care ne preocupă este cât de des punem barele. Da? Dacă România mai poți să...
România are 100, apropo de statistică, 150 de deținuți la 100 de mii de locuitori. Știți cât e media europeană? Până într-o 100 de... Oricum locuitorii noștri ordonanța sunt alții. Ordonanța, procuror. Proiectul ăsta de ordonanță afectează lupta anticorupție, cum spune procurorul general, șeful grațierei, niciun fel. Și nu s-a auzit, deci atunci, de ce nu s-a auzit un sociolog că va spune altceva. Adică e, în schimb, toți procurorii vor spune că afectează. E prin natura meseriei lor să spună că ei vor să stea cât mai mulți oameni. De când procurorii într-o țară cu statul nostru de drept, de când procurorii într-o democrație fac politica penală, nu o fac că e aleși în Parlament și procurorul trebuie să... Asta trebuie să schimbe noul parlament. Procurorul general al Statelor Unite îi spune congresului, el doar aplică politica penală, sau alesului din Statele Unite, îi spune procurorul general ce legi să dea. El doar aplică politica congresului american și senatului american. Nu, în niciun caz nu face politică penală. Este simplu. Până la urmă este societatea pe care am construit-o, nu-i altă. Da, eu cred, adică că după ce a plecat fost parașutată ieri. Termina statul de drept și acum ne trebuie un alt om, probabil de-aia a venit domnul Lazar, cu noi idei, și să arate în continuare că există o presiune internă, da, și că statul poate să facă implozie oricând, și atunci haide să întărim un pic iarăși acela stat de drept, prin legea Berancu. Ce a greșit PSD-ul? A greșit la nivel de comunicare. Nu a explicat suficient de mult ce înseamnă grațiere. Aici eu sunt de altă părere. Și nu a avut nici decizia care trebuia luată în mod clar la ședința de săptămâna trecută. Cred că pentru un asemenea act... E un act administrativ nesemnificativ normativ, în ultima instanță. Pentru un asemenea act niciodată nu există moment bun, niciodată nu există explicații bune. Corect. Aici există doar decizie politică. Ori o faci, ori nu o faci. Niciunde în lume, niciodată, grațierea nu s-a bucurat de sprijin popular. Corect. De ce? Pentru că mici infractori, mici găinari erau puși în libertate și sfurau geamurile de la mașină, hoți de buzunar, deci era complet neplăcut. Numai bun, că... după o scurtă pauză comercială o să vedem și consecințele acestui război politic, da, între președinte și cei de la PSD. Motivul este ordonanța. Încă nu ne-am lămurit ce se întâmplă cu referendumul, dar o să vedeți imediat care sunt consecințele acestui război. Pentru că ele nu sunt deloc bune pentru noi. Cu toți. Da, România, societatea s-a împărțit în două, sau poate nu chiar în două, cel puțin în două tabere. Asta cu siguranță o să vedem la referendum cum arată aceste două tabere. Referendumul care nu este foarte clar. Nu știm cum va arăta întrebarea, știm că Iohannis vrea referendum. Vă repet, cele două tabere, da, sunt reprezentate de media, de politicieni, de nepoliticieni, de instituțiile statului. Da? Lupta asta va dura câteva săptămâni, poate chiar luni în România. Și întrebarea este, Dan Andronic, Marius Pieleanu, Daniel Florea, cum o să ieșim, da? Și cum se va închide criza asta politică, da? Cu ce răni și cu ce consecințe pentru țară? Pentru că, repet, astăzi, în isteria asta, de la dita mai înălțimea funcției lui de procuror general, Augustin Dazlă spune că, domnule, nu trebuie să dăm dovadă de clemență. Nu trebuie să dăm nicio ordonanță de grațiere, că ne așteaptă un val terorist. Deci am ajuns cu discursul în punctul ăsta. Acum, eu sincer nu văd care e legătura între faptul că eliberezi 2000 de oameni cu faptul că vin teroriști. Că bănuiesc că nu se gândea. Omul. Da, dar nu văd legătura. Niciuna. Adică... Niciuna. Dar de ce nu vrei să o vezi? Și teroriști care fug de România. Că, înțeleg că cei cu actele terorism nu sunt eliberați din închisoare, nu beneficiază de grațiere, nu? Dar ce contează? Sună frumos în frază. I s-a părut lui de Augustin Lazar că avem un argument valid. Știți de ce? Pentru că... S-a plecat, dacă ne aducem aminte, de la acea mișcare în forță a președintelui Klaus Iohannis, care două zile a condus jocul. După aia, nu știu, s-a întâmplat ceva, undeva lucrurile s-au desumflat. Fie și-a dat seama că nu poate să facă referendum așa cum își dorea să pună întrebarea, fie i s-a spus că nu-i bine, că va fi suspendat, nu știu. Deci, la un moment dat, s-a desumflat. După vizita la Strasburg, după ce a stat de vorbă și cu președintele Comisiei de la Veneția și cu președintele CEDO, iar a nuanțat. A zis, domnule, grațierea nu e doar o parte a soluției. Deci a început să accepte faptul că grațierea este una din soluții. E, și acum a intervenit un cor al lamentărilor. Nu mai atacați seriu că slăbiți siguranța națională a României. Nu dați decretul de grațiere pentru că vedeți că seriu e slăbit. Asta cu i-a părat pe corupție așa, bâta. Eu vorbesc acum de Nuielușă. Criminalitatea e în creștere, vin atentatele teroriste, seriul e slăbit și atunci ce rost are să mai facem ceva?
nu mai bine ne închidem în casă și ne apărăm și eventual maxima distracție să ne uităm la televizor. Democrația asta ciudată din România nu mai apără nimenea. Libertatea asta de exprimare pe care o tot clamează ăștia pe toate gardurile, nu mai contează, manovrează o ceapă degerată. La noi totul are un caracter preponderent politic, cu interes dedicat. Deci nu se discută niciodată, dom'le, e oportun, nu e oportun. Puteți da OUG, nu puteți. Fiecare afirmă, nu puteți da OUG, eu zic, putem da OUG. Și s-a închis orice ordonanță de urgență. S-a închis orice dezbatere. Noi, de fapt, nu dezbatem nimic. Noi afirmăm. Ție vrei, ești de acord cu grațierea? Ții cu corupții. S-a terminat. Ce să mai aduci un argument? Un argument cam ce să mai aduci un argument sau să spui că ai o părere? N-ai voie să ai nicio părere. Deci ori ești așa, ori ești așa. Ori ești cu noi, ori ești împotriva noastră. Nu? Asta este, încă o dată vă spun, asta e societatea pe care am creat-o. Bun, Marius Peleanu, apropo de sociologie, de studii, ai de gând să... Domnule, eu îmi doresc... povestea asta, cum o simți, așa, ca experiență? Eu vă spun ce, vă spun, nu s-a spus, asta sigur nu s-a spus, dar trebuie să o spun, deși nu are legătură directă cu întrebarea ta. Știți, de pildă, că în Austria nu toate penitenciarele din Austria sunt conduse de psihologi? Toate, absolut toate. Știți că în România niciun penitenciar nu e condus de psiholog? Că toți sunt absolvenți de... Dar sunt militarizați și ei, nu? Cine? Nu sunt? Dar nu conduc magistrații? Nu conduc magistrații. Îmi pare rău să vă spun. Conducerea ADP-ului este alcătuită din absolvenți de Academie de Poliție. Corect. Ce-ar fi dacă toate penitenciarele din România ar fi conduse de psihologi? Ce, n-ar păi mai muri? Știi ce? Eu cred n-ar mai muri în pușcării sau ce? Mă gândesc că ar fi mult mai bine, de exemplu. Ar fi mai bine. Uite că mi-ai dat o idee, ar fi mai bine. Construcția... Deci, Adamescu murea mai împăcat, așa, adică mai liberat psihologic. Un civil psiholog la Jilava sau la Rahova, nu mai știu unde a fost Adamescu. Ieșea public și spunea, noi nu putem să-l întreținem pe omul ăsta. Într-o cameră de patru oameni... foarte mulți. Într-o cameră de patru oameni... Tu bagi nouă. Da. Și psihologul ce să facă? Să spune, le spune că e bine? Spune public. Să le spune că de fapt spune au loc, dar nu public, înțeleg. Colonelul de poliție nu spune public, că n-are voie. De exemplu. Știți de pildă că am auzit, rămâne să vedem, că cel care se conduce, care coordonează penitenciarele astăzi în România, pe noua formulă guvernamentală la nivel de secretar de stat, este un fost procuror. Înțeleg că e de bună calitate. Dar nu poți să coordonezi, să te ocupi cu reintegrarea, tu fiind de formație procuror. Nu poți! Păi e similar? Nu poți! Dar scuzați-mă, e similar ca și înțelegeți procurorii ce spus, care de nici Croiala e prost făcută, Silviu Mănăstire. Croiala! Noi o să dăm o grațiere, dar care nu va rezolva problema. Eu sunt pentru ea. Crezi evident că o să mai dea PSD-ul? Eu sper să o dea, pentru că acum măcar să fie un gest de bărbăție politică, să nu dea înapoi, că ar fi rușină. Ce bărbăție? Cum? Ce bărbăție? Acum bărbăție era dacă o dădeau când de față cu Iohannis. Aia era cea mai bună. Aia era bărbăție. Aia era cea mai bună. Acum cea mai deja bună e o semi-bărbăție. Da? Deci voi nu știți câte probleme sunt în sistemul penitenciar, că nu au legătură neapărat cu gardienii sau cu ăia care încearcă să facă cu croiala prost realizată de la început și care trebuie complet schimbat. Este un sistem care este un sistem foarte depășit de ceea ce îi se întâmplă. Bineînțeles. Că, și material, care de fapt nu există soluție. Dar adică și ideologic, dacă soluțiile vrei, să mai construim penitenciare, în sfârșit, asta este și pentru cei care vor poate să fi o soluție. Bage toți corupții. Păi, mai faci încă două, mai durează încă 5 ani, te costă 100 de milioane de euro. Bucata. Și tot nu o să ai acei 4 metri pătrați pe care trebuie să dai fiecărui de ținut, pentru că între timp se vor umple, nu? Sigur. Îți dau o veste proastă. Dacă la DNA sunt vreo 7500 de dosare penale, ori 3 capete pe dosarul penal, 21. Având în vedere că sunt mai multe dosare așa, să spunem undeva la 15.000. Mai scazi denunțători, rămâi cu 12. Da. Bun, să zicem 15.000 de subiecți de așa. Să spunem că jumătate din ei o să facă pușcărie, sau 10.000 din ei fac pușcărie. Dacă intră 10.000 la pușcărie de condamnați numai pe corupție, că-s dosarele DNA-ului, din statistica DNA-ului, pe lângă ăștia 29-30.000, cât sunt deja în pușcărie, mai băgăm încă 10. Deci trebuie să construim niște celelalte parchete. Stați puțin, că se mai întâmplă și alte infracțiuni, mai nu mai celelalte parchete. Cele mai importante sunt de corupție. Celelalte nu sunt importante. Am înțeles, dar și pe aia tot acolo îi bagi. Nu sunt. Ei construim niște pușcării. Dar nu avem autostrăzi. Orașe. Noi nu avem autostrăzi. De ce să facem pușcării? Eu zic să-i băgăm pe toți. Iertarea generală și să ne apucăm să construim România. Eu zic ca altceva. Nu, e greșit. Dacă ne luăm după DNA, după DICOD, după procurorul general, după oamenii care au ieșit în stradă, să-i băgăm pe toți. Păi ce? Unde intră 9 într-o cameră? De ce să nu intre 12 sau 15? Care e problema? Nu se poate. Uite-te, și eu în tinerețe am stat într-un regim de internat
și stăteam 26 în cameră, pe 3 paturi suprapuse. Și am stat în armată 40 în am stat un an de zile, 26 de colegi, am înțeles, tineri, uite ce într-o bine cameră. Și uite ce bine, și uite ce bine am ajuns. De deci poate. Nu este de nicio de problemă. De se poate. Nu este nicio problemă. E relativ. Aveți contraargumente la chestia asta? În anul 2 am stat, în anul 2 de internat am stat. Eu ți-aș propune să continui experiența. 15. În anul 3 de internat am stat undeva la 10. Nu știu cât. Dar prima dată am început cu 26. Nu știu cât acum în cameră, dar eu ți-aș propune să continui experiența. Sau era un psiholog care a fost adus din anul 2. Am înțeles ironia ta, dar asta era e. Era un psiholog adus din anul 2 la conducerea. Psiholog la ce? Păi, poate era o soluție, ce a spus domnul Pirean mai devreme. Sigur, psihologul, și a analizat, a văzut că era 26, psihologul istorialul Dan Adamescu, Dumnezeu să-l odihnească. Măi, Dane, știu că ai septicemie, ești infectat tot, nu poți să te așezi pe Buda turcească, e complicat. Dar gândește-te, că este o viață de-apoi, unde o să te mântuiești, nu? Ce să facă psihologul? Deci Dan Adamescu este un caz dramatic. Și-au bătut joc de este un caz dramatic care a beneficiat de mediatizare. Corect. Că sunt multe din cauza faptului că era cine era și că deținea un ziar și că mulți îl cunoșteam. Aseară am dat exemplu lui Silviu Ionescu, fostul însărcinat cu afaceri de la Singapore. A murit în închisoare. A murit ca a fost coleg cu noi la evenimentul zilei. A murit ca un câine, iar pentru că familia lui a aflat, da. Familia lui a aflat în dimineața aia că urmează să moară. Deci i-au sunat. Da? I-au sunat să le spună să vină acolo că moare. Nici nu știau că e în spital. Nu mai țin să le legătura cu el. Deci povestea e dramatică. 2014 vorbim. N-au trecut mulți ani. N-a avut ziar. Repet, a fost coleg cu noi la evenimentul zilei, în perioada 92-93. De ce a murit Silviu Ionescu? Pneumonie, mi se pare. I-au greșit medicamentația sau nu l-au tratat? Nu, pentru lipsă de tratament. De ce poți să mori? Deci era un om tânăr. N-a avut cancer, n-a avut boli incurabile. Dar atunci am trecut foarte ușor peste. Haideți să mergem și pe logica asta. Caz. Da, este o logică care în istorie nu am mai văzut-o. Și dar Andronic, istoric și așa mai departe. Știi cum schimbăm lucrurile astea? Știi care e chestia? Societatea noastră e plină de corupție. Am ajuns la capătul răbdării după 26 de ani. Țara asta e distrusă. Trebuie să înghițim pirula asta amară, să ne autoflagelăm istoric, să băgăm cât mai mult la pușcărie, unii să moară, hei, așa e viața. Dar măcar să terminăm canalul Dunăre București. Da? Măcar să... Da? Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că societatea nu se va face bine decât prin cătușe, prin pușcărie și o să depășim și momentul ăsta. Și trebuie să suferim ca am mai suferit. Știi să faci un interviu? Știi. Uite cum se pregătea și, evident că știe și Dan Andronic, cum se pregătea grațierea. Îl suna pe Dan Andronic, Florin Iordache și pe tine și spunem așa: Florine și Dane și Silviu, mergeți în orice pușcărie din România, să aveți libertatea să intrați pe oriunde, să vă alegeți orice fel de deținut, să faceți orice fel de filmare. Vă plăcea tema? Să vă lase realmente să intrați. Nu, hai să spun așa. Și le dăteați în evenimentul și la B1, două zile ce înregistrați și toată lumea vrea grație. Citește materialul din Q Magazine scris de Daniela Tarău, da? Care a povestit. Dar cum ar fi să te lase să intri? Experiența ei într-o închisoare de femei. Femeia a fost, Daniel Tarău a fost achitată, a câștigat la CEDO, a stat degeaba în pușcărie. Da, deci a stat, singura. Dar povestește. Acum, experiența. Văzând Marius Pereon, Dan Andronic, văzând lucrurile din partea cealaltă. Partea cealaltă spune așa, tabăra cealaltă, adică cele două tabere, da? Tabăra cealaltă spune așa, și tabăra președintului Iohannis spune, domnule, ordonanța asta este dată pentru politicieni și nu este normal ca politicienii să-și facă legi pentru ei, uh-huh, care se scape de pușcărie. Nu-i dată pentru politicieni. Pot să pun o întrebare incomodă? Pot să dau o întrebare? Întrebarea este că câți politicieni vor beneficia de ordonanța asta? Întrebarea este următoarea. Credeți că președintele Klaus Iohannis, dacă nu beneficia de bunăvoința în alte curs de casație și justiție, de a se rejudeca un dosar care fusese finalizat, mai avea același punct de vedere? Bunăvoință în ce sens? Că s-a respectat legea, presupun, nu? E o valoare creștină, bunăvoință. Este o măsură excepțională, n-ați auzit multe. Și nici procurorul s-a autosesizat. Știți foarte bine. Auziți, au ieșit. Care a fost ce tare. A fost deci, meeting duminică pentru bun, asta? Întrebarea, nu, meeting-ul a fost așa. Politicienii de la PSD vor să scape de pușcărie. Cine sunt aceia? Eu încă nu am văzut lista politicienilor care scapă. Oameni buni, e grațiere. Nu există, e grațiere. E grațiere, e pentru pedepsele care s-au dat sau care sunt în curs de executare. Nu sunt public. Nu e pentru alea care vin. Uitați-vă pe internet, uitați-vă pe Facebook. Noi după emisiunea asta o să fim făcuți troacă de porci,
De ce? Pentru că am pus și că am dezbătut lucrurile astea, dar nimeni nu spune... Asta e bine, că da, din se uită la noi. Da, se uită la noi. Nimeni nu mi-a spus cu subiect și predicat cine scapă. Vă spun eu, dar eu nu personal... scapă din motivul ăsta. Profesorul Dan Voiculescu iese, dar iese pentru că... Oricum trebuie să iasă. Iese, exact, iese că s-a făcut termenul și are dreptul legal să iasă în vară. Iese Sorin Ovidiu Vântu, care, ce să vezi, va fi o revoluție națională, că, că iese, e Vântul Libertate. Da, Vântul... Și cam atâta. Dar tot la termeneze și Vântul. La termen, iese, da. Adică n-are legătură. Dan Voiculescu și Sorin Ovidiu Vântu ies în mod normal, fără grațiere, fapt, n-au o problemă. Problema e doar sigur, de instanță să aprobe... Am de oameni politici. Și ce oameni politici? Că ai mâna treia, doi consilieri, dacă sunt PSD sau PNL, de la Siniștea Gumești, habar n-am. Ce avantaj are Dragnea, da? Că s-a discutat și chestia asta. Nu știu dacă îi se șterge pedeapsa asta cu suspendare, nu-mi dau seama. Nu știu. Am lămurit lucrul ăsta. El are o sentință de închisoare cu suspendare. Iar dacă citești OUG-ul, spune că tot ce este pedeapsă până la 5 ani se grațiază integral. Și are dosarul pe rol acum, cu termen pe 30 sau 31 ianuarie, probabil de asta. Da, dar încă o dată, din câte am înțeles eu, nefiind mare specialist, bun, grațierea se aplică pedepselor care sunt în executare sau care au fost pronunțate. Dragnea a fost condamnat pentru corupție sau nu? Și nu la recidiviști. Dragnea a fost condamnat pentru corupție sau nu? Gașcă penală de corupție, așa de DNA, acolo. De DNA este făcut dosarul, deci are o tangență cu domeniul. Dar asta cred că e o problemă. Poate o aveți și Dragnea, habar n-am. Căci cel de-al doilea dosar ăsta, care pe 30-31 acum are un termen, dacă se finalizează... Eu am găsit soluția. Pot să dea ordonanță de urgență în care să scrie, se scoate Liviu Dragnea. Legea generală nu se exceptează persoane nominal, ci doar tipul de fapte. Atunci Tellermanul, să scoate Tellermanul. Da. Uite, asta este idee. Facem un referendum în care să spunem, domnule, dăm o lege, dar nu, să nu se aplice pentru Liviu Dragnea. Și cred că s-ar liniști toate lucrurile în România, nu? De fapt, da, asta e? Cât e efort? De fapt, asta e? Cât e efort e de susținere, că doar pentru că domnul Dragnea s-ar apropo, putea să nu creadă oamenii că, că îi ținem, sau eu îi țin partea Liviu Dragnea. Și apropo de corupție, măi oameni buni, Liviu Dragnea, care nu este deloc simpatic și aici la dosar de poliție ați văzut materiale despre el, nu a fost condamnat pentru corupție, chiar că, dacă dosarul a fost făcut de DNA. Da? Dacă sunteți buni și sunteți profesioniști, sunteți procurori și investigatori buni la serii, dovediți-l. Luați-l pe corupție, condamnați-l pentru corupție și atunci avem un corupt care conduce un partid. Până la urmă nu e. Ăsta e adevărul. Chiar dacă nu vă place unora, asta este povestea. Mulțumesc pentru... că ne-ați urmărit, ne vedem mâine. La fel de incisiv și de controversați. Mai nou, că așa am înțeles pe internet că am devenit deja brusc controversați și trebuie să fim închiși. O seară bună, numai bine!